Market și vin. Branding și vin. Pot părea blasfemii. Toată lumea este obișnuită să se laude cu calitățile fiecăruia de mare degustător, de mare cunoscător. E o mică problemă. Ce vin am eu aici? Imposibil de spus, imposibil de știut. Vinul vorbește în două feluri. Într-un fel vorbește în gură și nas, buchetul, gustul și absolut tot, dar pe de altă parte vinul are și o poveste a lui care este foarte important. Iar povestea vinului este spusă de etichetă și de brand și de tot ceea ce se clădește în jurul acestor lucruri. Avem vinul și avem sticla. Deja lucrurile capătă o altă concretețe. Ce aveam în pahar, un River Root Cabernet Sauvignon 2004 Limited Edition, făcut de Carl Rech, unul dintre producătorii de prestigiu din România. Ce-ți spune astfel de etichetă? Dacă ești un consumator din străinătate, River Root, drumul râului, oare ce-o fi? Te uiți pe spate, este un vin românesc. Dacă ești un consumator român, îți spune ceva vinul? Dacă te uiți strict după etichetă? Din păcate, mult prea puțin. Pentru că românii sunt obișnuiți să se ancoreze în tradiție foarte mult și o astfel de sticlă nu este conformă cu obișnuințele de consum ale românilor. Vinul este foarte bun și îl recomand cu toată căldura. Este un Cabernet Sauvignon într-adevăr de excepție. Dar dacă nu ați fi auzit-o de la mine și ați fi văzut această sticlă în magazin la un preț deloc ieftin, ați fi cumpărat-o? Cum pariu că nu? Și totuși nu este neapărat să ai trecut pe o sticlă de vin numele unei podgorii renumite, vorbim de România, ca să faci un produs de succes. Iată cum arată această sticlă, Nahbil. Este un vin produs în zona Satu Mare. Puțină lume știe. Dar arată mult mai convingător. Și dacă nu mă credeți, haideți să o punem între niște vinuri franțuzești de elită, să vedem cum arată. Trebuie să recunoașteți că este din același peisaj, nu? Nu întâmplător filmăm în fața unui stand de vinuri franțuzești. Cu vinurile franțuzești este o chestiune aparte. Atunci când ai o tradiție de secole și imaginea și marketingul îți vin clădite în mod natural și sunt foarte credibili. Iată ce frumos și ce armonie există. Problema este când nu ai această tradiție, ce faci? Pe de o parte sunt lecțiile de marketing date de vinurile din lumea nouă, așa zisere vinuri din lumea nouă. Vinuri chiliene, vinuri sud-africane, vinuri australiene. De altă parte, este acel suflu kitsch care bântuie în alte părți, din păcate și la noi. În episodul viitor vorbim de boala șatourilor în România și pe aproape.